O ceremonie în memoria reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii și în cinstea începutului domniei regelui Charles al III-lea a avut loc în această seară la Castelul Peleș din Sinaia. Diplomați și oameni de afaceri britanici au fost primiți de familia regală a României în holul de onoare. Majestatea sa Margareta și ambasadorul britanic au vorbit despre legăturile de rudenie între cele două case regale și cei 140 de ani de relații diplomatice și comerciale dintre cele două țări. Au fost stabilite pe vremea regilor Carol I al României și regelui Eduard al VII-lea al Marii Britanii, care a și vizitat Castelul Peleș pe când era prins de Wales. Ambasadorul britanic la București a spus în discursul său că a fost una dintre cele mai emoționante seri din cariera sa de diplomat.